Da! Pleașcă! Pleașcă primită! Cum îi spunem asta? L-am primit din Olanda. Knoppers! Not bar, not bar, dai seama, știu, dark, băi, și cu ciocolată în aia, de... Ciocolată în aia măruie, băi, exact ce nu suport eu. Stai pe frecvență, că acum ți-arăt aici. Bă, scrie invers cumva? Așa trebuie? Nu, nu, așa. Ce dracu? Da. Deci ăsta da? Se vede. Knoppers. Am mai mâncat din asta. Da, am zis că să filmez, bă, băiatule, să filmez ca să par interesant și mai ales să pun pe YouTube. Bă, treaba e așa, că are ciocolată în aia. Pentru mine ciocolata neagră e ca și cum beau cola zero, bă, frate. Care sunteți atenți la gust, pe lângă subiecte așa, ca să fiu boring, ca să fiu plictisitor, care sunteți atenți la gust și beți Coca-Cola Zero și Coca-Cola din aia cu zahăr, bă, frate, ăla cu ăla Zero, e, băi, frate, la final gustul ăla de căcat. Care, nu știu, care puneți preț pe zahărul ăla. Așa și aici ciocolata neagră. Băi, ciocolata neagră, nu-mi place gustul ăla. Uite-l cum arată. Parcă-i baton. Nu, parcă-i niciun căcat nimic. Parcă-i baton. Da. Haide! Îl vezi, da? O, ce sulă mare. Pai că o să rup. A, dacă s-a crezut că o să rupă așa, șmecheră, o să se rupă... Ca la Mars, ca la... Na. Nu știu ce are pe aici. Nu ați văzut unde ciocolata aia neagră. Că aici scrie. Nut bar dark. Care o fi asta? O are și ciocolată neagră asta, nu știu care. Sper să nu fie deasupra. Băi, cred că e puțin insuportabil. Nu-mi place mie. Îl vezi, da? Straturi peste straturi, se pare interesant. Haide, hai cu focusul. Straturi peste straturi, se pare și el așa. Bine, eu știu că era bun, ia. Ia. Hai. Se simte gustul de amoreală, mă. De ce dracu bagă, mă, ciocolată? De ce, mă, că are atât de puțin... Îi scoate din calorii? Ce psula mea? Bagă căcat din asta de ciocolată măruie. Mai sunt alea de aer, dacă nu mă înșel. Băi, în viața mea n-am mâncat în aia. N-am mâncat, pur și simplu. De ce bagă ciocolată măruie? Îi place cuiva? Bă, cred că sunt oameni care îi plac. Dacă era, nu ieșea, nu? Hai încoat. Ia. Ha, gustul de amărui. Fii gustul de ciocolată amărui. Mă, fiica, mie nu-mi place să mor dacă te mit. Ia, bă. Era de mult. Hai să vedem. 539 de calorii. Cât are ăsta? Pe 100. Ăsta ar avea vreo 200 de calorii, batonul ăsta. Hai de băgat bicicletă. Dacă cu adevărat ți-l-a treaba asta din Germania. L-am primit de pleașcă, ci că mai are și proteină. Uite, spontană. Dacă ai nu să mănânci asta pentru proteină, pentru... Deci ăsta are aproximativ 4 grame. 4 grame asta de proteină. Dacă ai ajuns să mănânci asta pentru proteină, e grav tare. Face mult rău decât mine să mor dacă nu, că are calorii și zahăr și împuțituri în astea. Deci, adică mai bine, bagi pieptane la sală și după aia, hai că mă duc să-mi iau 3 din astea, că bag 12 grame de, da, 12-15 grame de proteină. Băi, băiatule, grav tare să faci așa ceva, să gândești în felul ăsta. Stai un pic, stai pe frecvență că vedem acum. Deci, ce să vedem, că nu mai are să scrie, am văzut caloriile, am văzut, n-ai ce să vezi. Deci, ca idee. Frate, mie nu-mi place asta, hai! Nu-mi place amăreala asta!
E cam și cola za, ca și Coca-Cola Zero. Eu cred că la Coca-Cola Zero e mai bine bei de aia cu zahăr, frate. Pe bune vorbesc. Ca și sănătate. Știu că nu are zahăr, dar cealaltă are căcatul ăla băgat în ea, care imită. Cred că alea sunt mai periculoase. E ca la vegan, imitația aia de carne. Mai bine mănânci carne, frate. Mai bine mănânci carne. Eu nu mănânc carne, dar nici nu mănânc. Eu nu mănânc carne, dar nu mănânc nici imitații de aia de carne. E pe lângă subiect. Da, 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 discuție liberă. Hai, ne auzim, pa!